Școala Populară de Arte și Meserii are de aseară prima monografie din istoria instituției. A fost un drum scurt, pentru că m-am hotărât în momentul în care am venit directoare să scriu această carte. Am fost ajutată de un colectiv. Nu a fost deloc ușor, pentru că din păcate, arhiva s-a pierdut și a trebuit să adunăm firimitură cu firimitură, picătură cu picătură și să facem un ocean. Cred că această carte va fi prima dintr-un număr de mai multe părți ale istoriei Școlii Populare de Arte, pentru că, așa cum ați văzut, sunt foarte mulți elevi talentați, profesori talentați. Am făcut o paralelă între foști elevi și actuali elevi care sunt deopotrivă la fel de buni. La eveniment au luat parte foști și actuali directori, profesori și elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii, dar și alte personalități ale culturii argeșene. Lansarea monografiei Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, Speranțe și Certitudini a fost susținută de un concert în care și-au dat concursul elevi și profesori ai școlii. Vreau să mulțumesc doamnei directoare Pendiuc, care din întâmplare m-am revăzut și eu în carte, sunt menționat acolo că am funcționat și eu câțiva ani la Școala Populară de Arte și că a realizat această carte cu mare greutate. Eu știu, pentru că dânsa m-a solicitat să, dacă pot să îi dau niște informații și dacă pot să îi dau documente sau dacă pot să colaborez cu dânsa atât cât se poate. Eu știu prin ce cât de mult s-a străduit și cât de greu a fost ca dânsa să realizeze această carte. Școala noastră populară de artă, zic școala noastră pentru că eu țin la ea foarte mult, va fi o speranță pentru Pitești și nu va fi rivală liceului de artă. Nu. Este exact ce a spus domnul director Mitulescu, o colaborare a existat și va exista întotdeauna. De fapt, nu se poate. Cam două se numesc de artă. Astăzi și mâine, de la ora 18, la Teatrul Alexandru Davila, Consiliul Județean Argeș, prin Școala Populară de Arte și Meserii, derulează Festivalul Concurs Internațional de Muzică Tradițională Veche Sus pe Argeș la Izvoare. Concursul are două secțiuni, instrumente tradiționale și canto popular, și se adresează școlilor populare de arte din țară și din străinătate. La eveniment participă grupuri folclorice din Serbia și Letonia, dar și concurenți din București, Alexandria, Târgoviște, Giurgiu, Botoșan și Târgu Jiu.